Amin. Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Așa consemnă Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în Evanghelia de astăzi, valoarea rugăciunii umanității în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Marto, Marto, te silești și de multe te îngrijești, dar un lucru îți trebuiește, să iei seama la faptele Mariei. Adică mai puțină o osteneală trupească privind problemele noastre pământești și mai multă străduință duhovnicească privind problemele noastre sufletești. Și ca drept dovadă că Marta se silește spre multe, se explică că astăzi densitatea credincioșilor este mai răruță fiind în zi de săptămână, deci fiind serviciu. Și atunci omul este preocupat de focul continuu în care își desfășoară activitatea și de bucata de pâine cu care se hrănește. Dar trecând peste toate acestea și uitându-ne la toate Mariile pe care le avem în jurul nostru, ne gândim doar la un singur lucru, că acum la începutul anului bisericesc, salba praznicilor împărătești începe cu sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. De ce este așa de importantă această sărbătoare? Sau de ce începe salba praznicilor cu nașterea? Și de ce se termină cu adormirea, tot cu Maica Domnului? Pe când centrul de greutate al Universului este Mântuitorul Iisus Hristos, cuvântul întrupat. Tocmai modul în care s-a întrupat cuvântul și modul la care s-a produs întruparea scoate în evidență greutatea femeii în centrul Universului. Bucură-te cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Deci iată ce frumos a spus îngerul. Mai întâi de toate, și așa îmi place întotdeauna să iau lucru dintr-o margine, trebuie să înțelegem ce ne face pe noi să sărbătorim astăzi această sărbătoare. Și dacă pentru unii pare ceva obișnuit sau normal, poate unii nici măcar nu știu că Maica Domnului este prima persoană din istoria umanității care contribuie la mântuirea lumii. Dar nu aleasă într-un mod aparte, ci într-un mod dumnezeesc. Unii vor spune, păi dacă era Maica Domnului, păi dacă a fost aleasă să fie Maica Domnului, n-a fost aleasă să fie Maica Domnului. Inclusiv Maica Domnului este rodul unei rugăciuni curate, inclusiv Maica Domnului este rodul unei familii vrednice, inclusiv Maica Domnului este rodul unei rugăciuni stăruitoare, inclusiv Maica Domnului este rodul voinței divine. De mult, de mult, de mult în Vechiul Testament existau doi bătrânei frumoși, așa cum mai vedem și astăzi pe la țară, trecuți de vârsta de 80 de ani, care sculându-se dis de dimineață și-au luat darurile lor în coșul probabil de smicere sau finic și-au plecat spre Ierusalim în vremea arhiereului Isahar să ducă jertfa la templu și apoi să asculte și ei, sau dacă vreți, psalmii și cântările rugăciunilor care se făceau atunci arderii de tot. Și în momentul când au ajuns în dreptul Sfântului Altar, arhiereul, cu o răbufnire nervoasă și oarecum justificată conform învățăturii legii Vechiului Testament, îi întreabă, dar nu este puțină smerenie? Cum îndrăzniți să aduceți jertfă la altar când voi sunteți blestemați în Ierusalim, fiindcă n-aveți sămânță în Sion? Deci n-ați adus rod de prunci, sunteți lepădați de Dumnezeu. Era o mare rușine la acea vreme ca femeia să nu aibă prunci. Cei doi s-au întristat, au tăcut și au luat darul, și Ana a luat-o în grădina casei, iar Ioachim s-a dus la turmele de oi pe care le pășteau undeva în munte. Și fiecare a început să se roage lui Dumnezeu pentru păcatul și fără de legea pătimită, pentru că nu erau vinovați de acest lucru.
De aceea și Sfânta Scriptură și învățătura Mineiului care ne arată la scrierile lui Roman Melodu sau Simeon Metafrastul ne spun că acești părinți erau și dumnezeiești, erau și drepți, și temători de Dumnezeu, dar n-aveau roade. Și în urma rugăciunilor săvârșite se arată deopotrivă atât Anei cât și lui Achim îngerul și îi spune: vei naște o odraslă, veți avea rod în pântece. Și la care, cu o dezinvoltură negândită, Ana spune: indiferent ce ar fi, o vom dărui o bisericii. Deci iată ce cuvânt frumos: o vom dărui o bisericii. Și în clipa aceea s-a pus temelia mântuirii neamului omenesc. De aia cântă și într-o par: nașterea ta de Dumnezeu născătoare, bucurie a vestit la toată lumea. De ce? Pentru că s-au arătat zorile mântuirii. Aici se împlinea un lucru care cu vreo 5.000 de ani în urmă se petrecea undeva în preajma grădinii Raiului, unde același Dumnezeu care și astăzi ne gestionează și ne păzește din înaltul cerului și din puterea Duhului Sfânt, a creat două ființe minunate, frumoase, strălucitoare, străvezii, pline de Duh Sfânt, pline de înțelepciune, pline de nemurire, pline de frumusețe, pline de har. Și a spus așa: să nu-i bine să fie omul singur pe pământ. Și luând una din coastele sale, i-a făcut femei și a numit-o viață, Eva. Dar în clipa când i-a pus în grădina cea frumoasă a Raiului, un rai sădit tot de Dumnezeu și de mâna lui, că așa spune, și a sădit Dumnezeu raii spre răsărit, le-a atras atenția, cum arată Părintele Stăniloae în Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, și a spus așa: vedeți voi, toate aceste frumuseți sunt ale voastre. Bucurați-vă, gustați-le, stăpâniți-le, veseliți-vă, admirați-le, cercetați-le, analizați-le, faceți ce vreți voi, simțiți-vă în rai. Dar mai încolo vedeți dumneavoastră, acel pomișor are întrânsul o taină. El se numește pomul binelui și al răului. De acolo să nu mâncați, pentru că în clipa în care veți mânca, cu moarte veți muri. Acesta a fost procesul verbal încheiat de Dumnezeu cu omul. Frumusețea și tihna raiului a durat încă o vreme, cum arată învățătura Sfinților Părinți, cât timp Adam a mai stat la taifas cu Dumnezeu și a dat și nume dobitoacelor. A numit pomii după felul lor, păsările după felul lor, peștii după felul lor, dobitoacele după felul lor, ierburile și florile după felul lor. Vă dați seama câtă lumină era în mintea lui Adam să privească el florile și să spună: tu ești albăstrea, tu ești brândușă, tu ești bujor, tu ești lalea, tu ești trifoi, tu ești soc, tu ești cireș. Deci trebuia să fii Adam, trebuia să fii prieten cu Dumnezeu. Dumnezeu, mergând la ale sale, că așa spune că Dumnezeu într-a șaptea zi s-a odihnit, și aici este o mare taină și o teologumenă a creștinătății, Părintele Stăniloae o consultă în cuvintele sale duhovnicești și spune: pe atât de scurt a fost șederea lui Adam în rai, pe cât de rapidă i-a fost căderea. Se pare că chiar în ziua de odihnă în care Dumnezeu se odihnea, sau poate nu chiar în ziua de odihnă, a doua zi să spunem, Adam s-a trezit singur în mijlocul raiului, dar ca existențial al Universului mai era încă o făptură. Era o făptură care se plămădise prin sine, din răul personal. Era un diavol hidos, cu chip de heruvim și serafim, care fusese cândva mare filozof al cerului, mare stăpân al Universului, mare stăpân al îngerilor. Și mereu ofticat și surmenat de ce se discută în sfatul Sfintei Treimi, la un moment dat s-a gândit așa: am să mă sui deasupra cerului, la munții cei de miază noapte, voi pune tronul meu deasupra celui prea înalt,
Deci deasupra lui Dumnezeu, asta e cuvântul. Și voi fi asemenea lui. Deci iată unde l-a dus înălțarea minții pe Lucifer, care era altădată înger luminat. Și în clipa aceea a căzut, odată cu toți îngerii răzvrătiți care n-au ascultat de Dumnezeu. S-a făcut mare tăcere în cer, până ce arhanghelul Mihail a stat cu sabia de foc și a spus să stăm bine, cum auzim noi la liturghie, să stăm cu frică, să luăm aminte. Aici lucrurile se încheie pentru că creștinătatea continuă. Sfânta jertfă cu pace o aduce, adică slujire Domnului. Dar îngerii s-au stabilit oarecum în har, nu definitiv, provizoriu. Și tot ce era împotriva lui Dumnezeu au căzut pe pământ și s-au transformat în demoni, iar din căpeteniile ierarhiilor cerești, din cele trei triade, s-au făcut și generalii iadului sau vămile văzduhului, cele puse în tradiția ortodoxă, că atunci când sufletul moare, trece și să judecă de fiecare păcat și să cântărește. Acest diavol, bineînțeles că dacă bântuia, și de unde știm că bântuia, găsim în cartea lui Iov. Cutreierat am cerul și pământul, de la răsărit la apus, de la mează zi la mează noapte. Dar n-am văzut om mai drept ca robul tău Iov. Deci de unde să vede că el bântuia după făpturi, să vadă ce poate copleși și chinui. Dumnezeu l-a scos din ecuație, dar l-a scos din ecuație la un mod foarte interesant. Și a zis așa, dacă îi spun omului de diavol, s-ar putea să-l fac curios și să-l spăimântez. N-ar trebui să știe el treaba asta, că acest diavol există. Lasă mai bine să-l fac să deducă singur că există o forță a răului. Și-a pus restricția pomului vieții, care după Inocențiu de Odessa și învățătura altor sfinți părinți, cum ar fi chiar episcopul de Calavitria Miniat, era un pom obișnuit ca oricare, dar era o simplă poruncă, cum ar spune un părinte copilului, nu rupe floarea aceea că mă deranjează și copilul taman aia o rupe. Ei, în momentul în care Dumnezeu a încercat să strecoare răutatea diavolului, în mod independent de voința lui Adam în pomul binelui și răului, pentru a-i verifica cunoștințele și legătura cu Duhul Sfânt și cu viața veșnică, și în același timp incoruptibilitatea libertății personale, pentru că Dumnezeu n-a intervenit în liberul arbitru al Adam și i-a spus, bagă de seama, Adame, dacă tu iei din pomul ăla, eu îți rup ciolanele. Nu. L-a luat finuț. Nu mânca să nu mori. Ce era aia moarte? De unde știa Adam cum arată un om mort? Noi am fost la mormântări, am văzut cât circ se face la un sicriu, cât se plânge, cât se jălește, cât se trage de mort, dar alea sunt doar așa, un fel de fanatisme necreștinești, pentru că în fond și la urma urmei mortul tot în pământ se duce și sufletul tot la Dumnezeu pleacă. Dar Adam n-a avut acest tablou de care noi beneficiem azi la fiecare pas, mort lângă mort și morgă lângă morgă. Nu! Era pentru prima dată termenul de moarte. Moartea în sens biologic e încetarea funcțiilor trupului. Dar moartea în sens duhovnicesc este despărțire de Dumnezeu sau a sufletului de trup. Și în clipa în care a auzit acest cuvânt, Adam a rămas oarecum marcat sufletește, dar Eva a rămas și mai marcată. Pentru că Eva, în clipa în care a venit diavolul la pom și s-a strecurat sub chip de șarpe, a intrat repede în poveste cu el, cum fac și babele noastre obișnuite. Tot ce aud la biserică, tot ce aud la duhovnic, tot ce aud pe la preos, tot ce aud prin autobuz, povestesc când ajung acasă. Lui sor, sau lui soacră, sau lui mă, sau lui fică, sau lui vecină, sau... Dragă, am fost la biserică, să vezi ce a spus părintele. Dragă, am fost la dispensar, să vezi ce a spus doctorița. Dragă, am fost la magazin, să vezi ce am văzut acolo. Deci este acea pedagogie a limbii. Deci dacă nu vorbești, o iei raznă. Și atunci diavolul s-a apropiat subtil de acest pom marcat cu sens de negativitate și a zis așa, ce a zis Dumnezeu, că dacă mâncați, muriți? Și Eva a spus, da, așa a spus Dumnezeu, că dacă vom mânca, vom muri. Corect era ca în acest dialog să nu aibă loc niciodată întâlnirea cuvântului omului cu cuvântul diavolului. Pentru că în clipa în care omul a vorbit cu diavolul, s-a întâmplat următorul lucru.
cuvântul lui Dumnezeu, care se scrie cu ce mare, care înseamnă Evanghelia vieții, se transformă automat în cuvânt cu ce mic, care înseamnă Evanghelia morții. Deci asta a făcut Eva. A alterat cuvântul lui Dumnezeu, dându-l împotriva cuvântului diavolului. Și de aceea în Sfânta Împărtășanie, când noi ne rugăm și primim la pomul vieții cu lingura din potir, spunem așa: nici sărutare voi da ca Iuda, nici voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric ție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Deci iată ce subtilă este povestea. Eva destăinuit discuția cu Dumnezeu lui diavolul. Diavolul s-a folosit de acest prilej și a răstălmăcit Evanghelia lui Dumnezeu, cea scrisă cu ce mare, exact cum fac astăzi sectele față de Evanghelia Cuvântului lui Dumnezeu din biserică, care tot de Hristos vorbește, tot de mântuire, tot de cer, tot de rai, tot de viață veșnică, dar cu ce mic, cu cuvintele lor. Un cuvânt în care lipsește Fecioara, cea de astăzi, elementul primordial din mântuire, lipsește crucea, elementul primordial de izgonire a dracilor, și lipsește Hristos, cel din brațele Maicii, și apare Iisus Hristos, cel vagabond, care n-are identitate, n-are mamă. Deci n-are mamă, n-are biserică și n-are mitras, pântece unde să așeze. Și în clipa aceea, diavolul și-a luat rolul de Dumnezeu și i-a spus lui Adam exact ce a vrut el să facă. Hei, crezi că muriți? Va minți Dumnezeu. Dacă mâncați din pomul ăla, sunteți ca el și devine invidios pe voi că l-ați egalat. Deci acesta a fost răspunsul diavolului pe înțelesul dumneavoastră. Adam a spus, nu putem mânca, că a zis Dumnezeu că dacă mâncăm vom muri. Dar a folosit termenul neștiind ce înseamnă moarte, repet. Și diavolul a repetat încă o dată, nu veți muri, veți fi ca Dumnezeu. Și iată că în clipa aceea cei doi protopărinți ai noștri s-au făcut Dumnezei. De unde știm aceasta? Din ironia lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Să ne grăbim să punem strajă la pomul vieții, că Adam s-a făcut ca unul din noi. Deci Adam s-a făcut ca unul din noi. Adică ori fiul, ori tatăl. Dar Adam nu s-a făcut ca unul din noi. S-a făcut ca unul din ei. Pentru că Dumnezeu, după care Adam s-a ghidat, nu era modelul cuvântului întrupat, cel din pomul vieții, care arată Ioan Gură de Aur. Pomul vieții era la îndemâna omului, putea mânca permanent. În clipa în care diavolul a venit în chip de șarpe să ispitească la pomul vieții, Adam și Eva se puteau întoarce foarte frumos la pomul vieții, să iasă guste din el, mintea le se lumina, simțurile se înduhovniceau și își dădeau seama că sunt în ispitire. Dar ședința de hipnoză a continuat. Și spune cartea numită Octoih. Frumos și bun la mâncare era rodul ce m-a omorât. Deci iată că în clipa în care a început să stea cu diavolul, ce a apărut? Imaginația și pofta. Ce înseamnă imaginația și pofta? E prima treaptă spre păcat. Cum ai fura? Cum te-ai lăcomi? Cum te-ai destrăbăla? Cum ai sparge? Cum ai acționa? Deci încep să creezi sistemul de a păcătui. Și iată că acest labirint al păcatului se întinde ca buretele ăla care se întinde pe lemn. Multe, multe vițișoare și nu știi care e rădăcina principală. Învălit ca într-o nimfă, ca un fluture de mătase, Adam s-a lăsat atras de vraja diavolului și de poveștile lui și împreună cu Eva și-au sacrificat atât pofta cât și vederea și s-au trezit cu câte o bucată de fruct în gură, dar în același timp s-au trezit într-o lume nouă. Care era lumea cea nouă? Frica! Teama! Suspiciunea! Neîncrederea! Îndoiala! Și cei doi
au fugit și s-au ascuns. De cine să te ascunzi în rai? De îngeri? De cântările heruvimilor și a serafimilor? De pomii veșnic înfloriți? De pomii veșnic în rod? De frumusețile cântărilor îngerești? De florile de mărgăritar și de toate cele care le descrie Cosma de la apa Sangarului în prologe, cel care a stat 3 zile în rai? Nu. Fugeau de propria lor hidoșenie. Fugeau de propriile lor neputințe și patimi. Era pentru prima dată când Adam și Eva trăiau o dimensiune pornografică. S-au văzut goi. S-au văzut atrași trupește unul de altul. S-au văzut atacați de animalul biologic din ei, care de acum încolo îi descoperise ca gen, femeie și bărbat, și s-au ascuns cu frunze, că nu era la modă pampersul și chilotul. Ei, în clipa aceea, în dezastru, acela apare și Dumnezeu. Și în clipa când a apărut Dumnezeu, ei s-au bitulat printre pomii raiului și Dumnezeu a întrebat în mod ironic: unde sunteți, Adame, unde ești? Și răspunsul a fost pe măsura minții căzute: aici sunt, Doamne, dar sunt gol. Gol. Și în clipa aceea Dumnezeu a întrebat: dar cine ți-a spus că ești gol? Și văzându-le frica și spaima și tensiunea care creștea, deci nu era vorba de tensiune cardiacă, ci era vorba de problema în sine a greșelii săvârșite, Dumnezeu a vrut să-i ajute și a spus așa: nu cumva ați mâncat din pom? Și aici au început cele două mari instituții care și-au luat contur pe pământ: avocatura și purtătorul de cuvânt. Întâi a spus Adam: femeia ce mi-ai dat-o, deci iată avocatul. Dumnezeu s-a adresat femeii și a întrebat-o: tu de ce ai mâncat? A apărut și justificarea: șarpele m-a îndemnat. A așteptat Dumnezeu din ambele părți smerenia și iertarea. A așteptat din ambele părți părerea de rău și căința. Dar ea s-a răsfrânt într-un mare blestem: veți fi dați afară din rai, veți trăi într-un pământ sinistru, în care spinul și pălămida vor fi recolta de bază, iar voi cu sudoare o să câștigați pâine. Dar pentru neștiința voastră și pentru începătura greșelii voastre nechipzuite, vă las o umbră de adevăr pe care să o păziți ca pe firul conștiinței: sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. El te va păzi la călcâi, iar tu îi vei zdrobi capul. Deci iată cum a luat ființă praznicul nașterii Maicii Domnului, în grădina raiului. De acum a trebuit să treacă 5.000 de ani ca să vină femeie după femeie, fecioară după fecioară, înțeleaptă după înțeleaptă, să poată lucra în restaurarea Vechiului Testament până la nașterea așa zisei nepoate, dacă vreți, a Evei, Maica Domnului. Dar de data aceasta lucrurile nu s-au perceput așa, ci s-au perceput într-un mod cu totul aparte. Dumnezeu și-a dat seama că orice ar lucra la vedere pe pământ, diavolul pândește și distruge. Și atunci a trecut la lucrat în mod tainic. Dacă ar fi dat copiii la întâmplare oricăror părinți ca să nască pe cea purtătoare de Dumnezeu, cine știe ce dispute ar fi fost și ar fi zis: nu, al meu trebuie să ducă pe Iisus, fata mea trebuie să se întrupeze Dumnezeu în ea, peste a mea trebuie să vină Duhul Sfânt. Și ar fi apărut concurența nejustificată. Dar Dumnezeu a rânduit că cea care va purta pe Duhul Sfânt și va umbri puterea celui preanalt, va fi umbrită, să aibă 3 calități: să fie deosebit de smerită, și n-avea cum să se nască decât din 2 părinți smeriți, și aceia erau Ioachim și Ana, care au luat batjocură la ușa templului când s-au rugat pentru ultima oară cu foc și cu lacrimi pentru dorirea unui prunc, au și dăruit-o bisericii, deși nu o aveau. Doamne, de ne vei da o odraslă, vom da bisericii.
Și trei, au născut-o din ce? Mai întâi de toate din curățenie. Deci Ioachim și Ana a cunoscut asta, pofta împreunării, atingerea bărbatului de femeie. Dar n-au cunoscut pofta sexuală, deci ei nu făceau dragoste de dragul de a se afla în încălzire. Nu! Ci a fost o atingere rușinoasă, justificată și certificată la vârsta bătrâneții pentru naștere de prunc. Și în clipa aceea, bine, și anii erau mai mulți oameni, acum trăiesc 60-70, la vremea respectivă să trăia și 100 și 2 și 3, știți istoria Vechiului Testament. Dar în clipa când s-a născut la bătrânețe, s-a justificat două lucruri. Miracolul, adică minunea întâmplării, alesătura părinților și trăirea lor deosebită și trei, rodul ce venea pe linie din Dumnezeu. Deci, în primul rând, și Ana și Ioachim se trăgeau din cele două mari neamuri, arhieresc și împărătesc. Arhieresc venea Ana și împărătesc, de pe neamul lui David venea Ioachim din rădăcina lui Iesei, cum spune troparul nașterii sau cum spun învățăturile de la Minei. De ce lucru acesta? Ieși afară! Părinițiunea ta, părinții! Dobitocul. Ei, în momentul în care cei doi protopărinți, Adam și Eva, erau părinții primordiali, cei doi părinți, Ioachim și Ana, erau părinții model ieșiți din părinții primordiali. Și în ce consta acest model? Dintr-un lucru extraordinar. Erau doi părinți aleși și dumnezeiești după trăire. Deci ei nu se bucurau că eu sunt din neamul lui David, eu sunt din neamul lui Aron. Nu. Ci aveau trăirea pe măsura speței din care veneau. Veneau pe măsura înălțării duhovnicești prin trăire împărătească și duhovnicească, adică arhierească, pe măsura vărsării Duhului Sfânt din neam în neam și din strămoș în strămoș. Și dacă vă uitați la nașterea Domnului, este o evanghelie care se cheamă așa, Cartea Neamului lui Iisus Hristos. Trei neamuri până la Babilon, de la strămurătarea în Babilon, de la David, și iarăși 12, și iarăși de la David până la nașterea lui Iisus, până la Iosif și Maria. De ce am amintit acest lucru? Ca să înțelegeți că Fecioara Maria era cea mai aleasă dintre femei, nu pentru că așa a vrut Dumnezeu, ci pentru că chiar părinții ei au vrut acest lucru. Ei și-au dorit ca ceea ce se va naște din ea, din ei, să fie dăruit lui Dumnezeu. Și ce a urmat, nu trebuie să stau să vă explic, în clipa când s-a născut Maica Domnului, i s-a pus numele Maria, care simbolul literelor care alcătuiesc numele Mariei. Mariam este sora lui Moise, înțeleaptă, Avighea iarăși o înțeleaptă a Vechiului Testament, Rahela, care era deosebită cu frumusețea și înțelepciunea, Iudit, care era la fel, iarăși, o femeie foarte înțeleaptă a Vechiului Testament, Ana, care e ultimul A din Slova Maria, care era prorocița de la Vechiul Testament, foarte sacră ca trăire și ca văduvă din tinerețe, pentru că ea trăise toată viața lângă templu și așa mai departe. De ce vă spun lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că numele Maicii Domnului alcătuiește cincimea, dacă vreți, a celor femeie ale Vechiului Testament care împlineau măsurile dumnezeiești a anumitor calități. Iar Maica Domnului le-a întrunit pe toate. Deci ea era și frumoasă, și înțeleaptă, și smerită, și duhovnicească, și înaltă cu trăirea, și, cum să spun eu, desăvârșită cu sufletul prin lucrarea duhovnicească, a ceea ce înseamnă că la 3 ani, ajungând la templu și intrând în templul Solomon, când a fost dăruită bisericii, ea a urcat singură cele 15 trepte, ca așa se cheamă, psalmii treptelor, și s-a dus în templu și a fost dusă în Sfânta Sfintelor, acolo unde stătea sicriul legii. Asta ține din viața Maicii Domnului, deci pe parcurs, că praznicele se interpătrund, sunt legate una de alta. Dar nu aici vreau să mă opresc, ci vreau să mă opresc să înțelegeți că în clipa în care ea a fost aleasă,
s-a împlinit și a fost zămislită și s-a născut, s-a împlinit cuvântul acela. S-a născut călcâiul care avea să zdrobească capul șarpelui și s-a născut femeia care avea să vrăjmășească lucrarea diavolului și să sfințească sămânța femeiască a Evei celei căzute. Eva a născut fii și fiice care au murit și au creat toată valea Vechiului Testament sau valea plângerii odată, dar Maica Domnului, împărăteasa cerului și a pământului, împărăteasa heruvimilor și a serafimilor, arhistratega oștilor cerești, a născut pe cel care avea să restaureze pentru totdeauna și cerul și pământul și să împace cerul cu pământul de jos, să împace lumina de sus cu lumina de jos și să împace pe om cu Dumnezeu. Deci avea să nască pe Iisus Hristos, restauratorul lumii. De ce? Pentru că în sfatul Sfintei Treimi, când s-a creat omul și s-a plămădit, cum spune psalmistul, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, adică Tatăl a lucrat cu Fiul și cu Duhul, Tatăl a spus, va cădea, iar Iisus Hristos a spus, îl voi ridica. Și Duhul Sfânt a spus, îl voi mântui, îl voi desăvârși. Și iată că astăzi se împlinește acest început al lucrării, adică Fecioara Maria vine să pună începătura tremurăturii șarpelui din adâncul iadului. De aceea la înviere, când Hristos pătrunde în adâncurile iadului, se spune acel tropar, stih frumos, amărâtul s-a că s-a surpat, amărâtul s-a că s-a golit, amărâtul s-a că s-a stricat. Deci Hristos a fost cel care prin lumina ascultării de Tatăl, prin lumina necreată a lucrării Duhului Sfânt din Tatăl, a reușit să lumineze iadul întunecat, în care 5508 ani toate generațiile gemeau acolo și stăteau în pântecele iadului, de unde și termenul de cazanele cu smoală. Nu era vorba de o smoală, ci era vorba de întunericul nepătruns în care nu pătrundea lumina iubirii lui Dumnezeu. Omul era robit de moartea veșnică. Iată împărăteasa vieții, iată împărăteasa pământului și împărăteasa luminii, de aceea spunem pe Născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii într-o cântări cinstind-o să o mărim și tot în în învățătura și în imnul acatist scris de Sandu Daniel Tudor, deci schivnicul de la Rarău, cel care de la Rugu a prins, se folosește un termen foarte frumos folosit de Ilie Miniat. Cine este aceasta frumoasă ca zorile și curată ca dimineața? Este împărăteasa rugăciunii, este rugăciunea întrupată. Deci, întrupată Maica Domnului în trupul neamului omenesc prin Iachim și Ana, întrupat Mântuitorul în neamul omenesc prin Maria, fiica Anei, și întruparea Mântuitorului în lume prin înviere, jertfă, cruce și moarte. De ce lucrul acesta? Maica Domnului este prescura, dacă vreți, sau biserica cea cuvântătoare și raiul cel cuvântător, care se face scaun de heruvim și, cum spune și în acatist, bucură-te că ai încăput pe cel neîncăput în toate. Deci, iată, cel fără de margini, nemărginit, încape în pântecele Fecioarei și se naște lumii la vedere, că spune din nou, și aici fac o paranteză, oamenii, dar l-a văzut cineva pe Dumnezeu? Sigur că l-a văzut. În vremea lui Cezar August s-a născut și s-a matriculat, s-a scris în scrierile vremii, de la el a început numărătoarea anilor, s-a născut în Ieslea de la Betleem, a stat pe un braț de fân, l-au încălzit dobitoacele, s-a învălit în hainele Maicii Domnului, a trăit în Nazaret, a fugit în Egipt, s-a întors înapoi, a vorbit în templu, a făcut 3 ani minuni, l-a prins Pilat, l-a prins Ponțiu Pilat și l-a judecat și el împreună cu Ana și Caiafa, spălându-și mâinile și nerecunoscând vina, l-a dat iudeilor să-l răstihnească și în cele din urmă l-au răstihnit la Golgota, iar a 3-a zi a înviat. Și cine era lângă crucea învierii decât Maica Domnului, dar care din smerenie, pentru că primise odată o lecție de smerenie prin răstihnirea fiului, o fiul meu cum mor pe cruce fiind Dumnezeu, a doua oară a primit o lecție de smerenie când Iisus Hristos i-a spus, ce mi-este mie și ție, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Chiar dacă ești Maica mea, nu te băga în planul de mântuire, nu poți să lucrezi în locul lui Dumnezeu. Știe El ceasul când trebuie să fac. Și a spus, aduceți, dar Maica Domnului s-a smerit și a spus, da.
Să faceți numai ceea ce vă va spune El. Deci iată ce predici lungi ținea Maica Domnului. Faceți tot ceea ce vă va spune El. Iar a treia smerenie pe care Maica Domnului a primit-o în sufletul ei a fost tocmai smerenia morții la cruce. Deci toți au fugit și au părăsit-o, iar ea a rămas singură lângă cruce să vegheze pe Fiul ei. Și atunci, din smerenie, ca să nu proslăvească pe propriul ei fiu, a lăsat să fie proslăvit de neamuri, de popoare, de evangheliști, de apostoli. Și cine l-a propovăduit? Corneliu Sutașul. Da, cu adevărat ăsta e Fiul lui Dumnezeu. Și unul din ostași cu sulița în coasta împuns și-a curs sânge și apă și adevărată este mărturia lui. Deci iată ce spune Scriptura. Și așa facem și în liturghie. În finalul Evangheliei de azi, că noi cu asta am început, mai spune așa, că pe când Iisus spunea pilda cu Marta și Maria, cu cea care lucra și se ostenea și cu cea care se ruga, o femeie din popor a zis și ea, ferice de pântecele ce te-ai purtat, cred și eu. Cine n-ar vrea să fie model și să aibă ca model pe Maica Domnului sau smerenia Maicii Domnului? Ioan Damaschinu a scris cel mai frumos în capitolele lui despre Maica Domnului, în cuvinte de laudă, și spune așa: Tu, cea cu minte heruvimicească și gândire serafimicească, care nu te-ai ars de focul dumnezeirii, dar ai ars mulțimea păcatelor noastre. Deci iată ce putere a avut Maica Domnului, cu mintea și cu smerenia ei, să ardă întreg valul de păcate a neamului omenesc, ca să poată focul dumnezeirii să nu ardă pe ea și să vină pe pământ, ca într-o cadelniță de aur. De ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că acest pântece a fost ales din pântecele Maicii sale. Deci era un pântece îndumnezeit. Era un pântece în care s-a transformat cea mai mare minune pe fața pământului. Spune Ilie Miniat. Știu că vă plictisiți, dar n-am ce vă face. Nu în toată ziua nașterea Maicii Domnului. Deci ce s-a petrecut în pântecele Fecioarei? S-a petrecut următorul lucru. Duhul Sfânt a transformat biologic rolul de fecundare a sămânței bărbătești înlocuind-o și creind cuvântul. De ce? Spune Chedrinos în Hronograf. Dacă oamenii n-ar fi căzut, s-ar fi mulțit ca îngerii prin cuvânt. Și Părintele Cleopa explica foarte frumos lucrul acesta când stătea de vorbă cu credincioșii. S-ar fi căsătorit omul cu femeia, dar sub ce formă? Privindu-se ca îngerii unul pe altul și acceptându-se ca lucrare duhovnicească, și-ar fi dorit să aibă un prunc și numai cât spuneau da, așa să fie, femeia rămânea însărcinată. Prin greșeala lui Adam, omul în cinste fiind, s-a alăturat ca dobitoacele, ca purcelul, ca văcuța, ca oița, împreunarea dobitocească, din care ies fecior și fecioare, dar nu mai este lipsa poftei păcătoase, deci care alterează, și de aceea psalmistul David spune că în păcate și în fără de legi m-a născut Maica mea. Și dacă am stat să ne amintim în mintea noastră fiecare cum ne-am zămislit pruncii, sau dacă noi ne-am gândit în momentul zămislirii, ne-am dat seama ce păcătoși suntem și poate de aici ne-am și dat seama de ce unii copii ai noștri suferă pentru prea multa noastră destrăbălare și neînfrânare. Dar spălamă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Deci vine Duhul Sfânt și prin botez spală căderea adamică și spală păcatul zămislirii în fără de legi. Și iată în felul acesta, Maica Domnului face modelul absolut de a echilibra balanța cerului cu pământul. Tatăl îl naște pe fiu fără de mumă mai înainte de veci, iar muma îl naște pe fiu fără de tată sub vrem, ca să ne arate nouă că cei în cer, așa spune rugăciunea Tatăl nostru, pe cum în cer, așa și pe pământ. Și așa a fost. Deci s-a născut din mumă fără de tată, dar sub vrem. Și în clipa aceea, sămânța femeiei a scăpat de patima diavolului care a înșelat-o și propriu zis ce a făcut. I-a întins o liturghie falsă la pomul binelui și răului și Eva, în loc să devină duhovnicească, a devenit suma tuturor culturilor lumii, religiilor lumii, relelor lumii, științelor lumii și cunoașterii acesteia, despre care Palama și Părintele Stăniloae, în scrierea lui Grigore Palama, spune: toată știința lumii nu este altceva decât profană.
Adică duce la moarte, nu duce la viață veșnică. Și chiar Ioan Iacob avea o poezioară scurtă și cam așa sunați, că oricât uneltește a te, viață nu vei fabrica, însă de o sânda morții negreșit nu vei scăpa. Deci nu putem noi să fim altceva decât creație și nu putem să-L reducem pe Dumnezeu la altceva decât Creator. Și atunci spune și sânii la care ai sunt. Că așa spune, fericit pântecele, deci acolo a avut loc o transformare în care sămânța și-a luat rod. Și aici explică frumos Miniat la fel. Pruncul Iisus n-a stat sub formă de zigot, ci în fiecare celulă, ca în prescură, Iisus era întreg, ca o icoană. Deci iată ce frumusețe. De aia când noi mâncăm și ne împărtășim din 8.000 de liturghii în România sau 10.000 cât sunt la nivelul unei țări în zi de sărbătoare, Hristos e același întreg în toate. Nu aici e un picior, acolo e o mână, acolo e un cap, acolo e o coastă, acolo e o ureche. Ci cu adevărat Fiul lui Dumnezeu cel viu, care e venit să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Ce ne mai rămâne și sânii la care ai subt, este un pasaj al părintelui Stăniloae, care se cheamă Maica Domnului Ocrotitoarea, și arată acolo, pe baza unui stih din Sfânta Scriptură, că spune așa, și pruncul creștea și se întărea cu Duhul. Ia ca să vezi tu ce taină, să vezi tu interesantă frază. Ce se petrecea la nivelul acesta? Habar n-aveți. Spune părintele Stăniloae în acest tratat despre Maica Domnului. Se întâmpla următorul lucru. Sânul natural biologic al Maicii Domnului producea laptele, dar pentru că era bucură-te cea plină de dar și Duhul Sfânt stătuse peste ea, Maica Domnului era plină de Duh Sfânt. De ce? Lipsise din ea păcatul stricăciunii și păcatul strămoșesc. E teza de doctorat al lui părintele Galeriu, se cheamă Jertfă și răscumpărare. Și acolo arată. Laptele era îndumnezeit ca cel din pomul vieții de când mânca Adam ca un prunc cu Eva în grădina Raiului, iar Duhul Sfânt care curgea în lapte era Duhul Sfânt care se filtra de relele lumii coborât din cer, din lucrare, trecea prin Maica Domnului ca și cum ar fi trecut printr-o ceva curățitor ca pruncul să-l sugă direct dumnezeiască. Maica Domnului era dumnezeiască. Și spune că pruncul creștea și se întărea cu Duhul. Deci comunicarea Tatălui, ca să nu schimbe calitatea fiască a Fiului, ce făcea? Îi dădea lapte matern, tot în calitate de Fiu, dar îl hrănea cu Duhul lui cel Sfânt. De aia spune, și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Că dacă ne lipsește o clipă Duhul Sfânt, suntem niște mari dobitoci, niște mari animale raționale. Dar în momentul în care nu ne lipsește Duhul Sfânt, suntem chip și asemănarea lui Hristos prin restaurare în Duhul Sfânt, prin Iisus Hristos, restauratorul omului și îndumnezeitorul omului. Și atunci ce se întâmpla? Se întâmpla următorul fenomen. Iisus sugea lapte în două cu Duh Sfânt, așa cum sugem noi împărtășania din linguriță când suntem copii mici, dar ne alăptăm la sângele mamei și la trupul mamei, care gravidă fiind vine și se împărtășește, nu pentru ea, ci ca să-și împărtășească pruncul. Deci, iată ce putere înaltă se petrecea în fraza despre care noi când o citim la Evanghelie, chiar unii teologi poate nu o comentează sau o trec cu vederea. Fericit sânii la care ai subt. Deci n-au fost orice fel de sâni, ci au fost niște sâni dumnezeiești. Curgea deopotrivă lapte în Dumnezeu și Duh Sfânt din Tatăl care îl trecea prin mamă pentru că și-a ales-o de mireasă, de maică și de fecioară. De aceea e și disputa aceea, că e maică sau că e fecioară. E și maică, și mireasă, și fecioară. Deci fecioară în naștere este o pildă în pateric. A venit un filozof la Ava Cutare și i-a spus, zice, Maica Domnului, cum a fost înainte de naștere? Cum a fost în naștere? Cum a fost după naștere? Și el a luat toiagul și a lovit în piatră și a spus, fecioară înainte de naștere. Și a ieșit un crin. Fecioară în naștere și a ieșit alt crin. Fecioară după naștere și a zis, te-ai lămurit, Duhul Sfânt lucrează, eu nu știu ce să-ți spun. Și au crescut trei crini, simbolul curățeniei. Ei, în clipa în care acești sâni sunt binecuvântați, apare și Hristos care dă cheia și suma acestei discuții ale noastre de astăzi. Așa este.
Așa este. Fericit e sânul din care am sub și pântecele din care m-am născut. Dar nu știți care ce stă la baza acestei fericiri? Stă fericirea cea mare. Îs fericiți cei care vor să vadă asta sau să aibă asta numai atunci când ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Deci Ioachim și Ana au împlinit cuvântul lui Dumnezeu din veac și cuvântul lui Dumnezeu fiul, nepotul. Pentru că au plinit porunca ziditorului lor și au născut pe Creatorul lor. De ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Dumnezeu este ca un circuit al apei în natură și trece prin mintea, prin sufletul omului și prin cer, prin mintea și sufletul omului și prin cer. De aceea noi o numim rugăciunea lui Iisus. Fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Amin.